În această dimineață, circa 100 de motocicliști de la mai multe cluburi de profil s-au adunat în piața Millennium din Baia Mare. A fost locul de pornire al marșului Moto Respect în Trafic 2018, iar alături au avut și polițiștii maramureșeni. Este practic o acțiune pe durata mulți kilometri și prin care iubitorii motoarelor doresc să promoveze respectul în trafic. Apreciem inițiativa motocicliștilor români care, în colaborare cu colegilor maghiari, desfășoară această campanie de tragere a unui semnal cu privire la respectul pe care fiecare participant la trafic până la urmă trebuie să-l manifestăm. Iar când vine vorba de respect, ne referim atât la respectul față de normele rutiere prevăzute în legislația în vigoare, cât și la cele conduite nescrise, care se bazează pe toleranță, pe politețe, pe răbdare. Am venit azi să-i susținem, să-i încurajăm, să le fim alături. Alături de conducătorii auto pe două roți au fost și polițiștii maramureșeni care i-au însoțit pe traseul din județul nostru. Participanți, cum am mai spus, sunt din mai multe județe, inclusiv din Ungaria. Traseul va fi Sighet, Satu Mare, Valea lui Mihai, Debrețen, după care revenim sâmbătă în țară din nou, Oradea și finalul turei va fi la Cluj. Este un traseu foarte lung. Da, este lung, dar frumos. La ora 9, motocicliștii au pornit pe lungul traseu stabilit. Circa 400 de motocicliști urmau să se alăture celor care au pornit în această dimineață în lungul Marș Moto 2018. Mai trebuie spus că de la deschiderea sezonului Moto, în urmă cu aproape două săptămâni, s-au produs deja trei evenimente rutiere, în care au fost implicați motocicliști.